Bună, mândrelor! Bine ați revenit la un nou vlog aici la mine pe canal. Astăzi o să vorbim despre suplimente alimentare. Tocmai am terminat de făcut câteva fotografii și zic, hai să le spun și fetelor de pe YouTube despre ce e vorba. Ideea e că am fost foarte mulțumită de produsele celor de la Sanmei Pharma în ultima perioadă. M-au ajutat foarte tare, în special cu produsele pentru răceală, însemnând Fluent Extreme Sirop, pe care l-am folosit împreună cu Adela, pentru că este un produs și pentru copii, și Fluent Extreme din astea comprimate de suc pentru adulți. M-au ajutat foarte tare când am avut probleme cu gâtul. Dacă mă urmăriți pe Instagram, știți că am fost răcită mai tot timpul în luna noiembrie și decembrie. Am avut așa niște stări, mă rog, am fost stresată, am avut multe de făcut și cred că s-au acumulat așa la sfârșit de an. Totul s-a terminat cu bine, bineînțeles, și am început anul cu o mare, mare energie. Vă spuneam că m-a ajutat și vremea, ați văzut, a fost destul de cald și foarte plăcut afară. Au fost trimise aceste produse spre testare de la Bastor, știți că mai colaborez cu ei din când în când și, mă rog, aici dau tot felul de detalii. O să vă las eu link către postarea de Instagram, pentru că n-am cum să țin minte atâtea detalii despre faptul că, uite, are vitamina C, extract de tei, ulei de mentol, mentă sălbatică și așa mai departe. Și sunt produse care te ajută să te vindeci mai repede în cazul în care te confrunți cu vreo răceală, cu vreo tuse, produse de la Sunwave Pharma. Mă rog, ideea e că ne-au ajutat foarte, foarte tare, avem nevoie de ajutoare în plus, în afară de ce mai foloseam noi, propolis, vitamina C și așa mai departe. Tot spunem de energie și de faptul că am început așa în forță anul. Ați văzut că am început să postez pe toate rețelele de socializare, pentru că nu vreau să mai pun ouăle în câteva coșuri, vreau să-mi pun ouăle în toate coșurile existente, adică unde am cont pe o rețea de socializare, acolo o să și postez toate materialele pe care le fac în ziua respectivă, sau altele, depinde, nu sunt de multe ori la fel, dar cert e că postez în fiecare zi, în fiecare zi pe fiecare rețea din asta de socializare, ceea ce înseamnă că sunt foarte, foarte stresată, trebuie să fiu creativă în fiecare zi, trebuie să dau materiale în fiecare zi, așadar trebuie să fac foarte mult conținut. Mai ales că acum am mai multă experiență, urmând cele două școli, cea de la Avon Digital Academy, chiar vă recomand să urmați cursurile, ori la Academia Digitală Avon, ori la Școala de Beauty Vlogging by L'Oréal. Ambele au fost de mare, mare ajutor, am trecut pentru mine și chiar s-a văzut diferența la calitatea materialelor, chiar mi se pare că am habar mai mult acum despre online, cu ce se mănâncă industria asta și cum putem aborda lucrurile ca să meargă înspre bine pentru noi. Nevoie de foarte, foarte mult ajutor exterior, chiar dacă eu încerc să-mi păstrez așa o stare zen și echilibrată, încerc să mănânc cât mai sănătos, încerc să dorm cele 8 ore, dacă nu mai mult, pe noapte, să am o rutină din asta foarte, foarte bună pentru mine, dar mai am nevoie și de suplimente alimentare, pentru că sunt de mare ajutor atunci când e stresat. Așadar, am început anul cu această cutie de stres clean complex. Chiar vă spuneam pe story că am început toate tabletele odată, sau majoritatea, sunt toate deschise pe ei, nu știu dacă și voi faceți la fel, sau începeți câte o tabletă. Și da, după ce o terminați, după aceea începeți la următoarea. Ei bine, eu le încep toate odată, n-am, ca să vedeți, câteodată sunt foarte, foarte împrăștiată. Dar, da, nu știu ce poate spune acest lucru despre mine. Mă rog, și aici am luat una pe zi și chiar se simte că sunt așa într-o stare zen, rezistență la stres, calm și relaxare, da. Una, două pe zi, mi se pare că am luat câte una. Da. Comprimatele se înghit întregi cu un pahar mare de apă după mese. Așadar, dacă aveți o perioadă mai stresantă,
Sau vi se pare că v-a luat așa anul pe nefregătite, aveți nevoie de un ajutor în plus. Uite, spune aici că protejează împotriva stresului, combate oboseala și susține performanța creierului. Și că tot vorbeam de creier, am început și Neurovert Forte, care într-adevăr e aliatul pentru un creier așa în alertă și o minte care să funcționeze la parametri optimi. Oral o capsulă pe zi cu un pahar de apă după masă și la asta am început destul de bine, cred că am vreo 8 capsule din astea luate. Eu vreau să fiu cât mai productivă, așa cum vă spuneam anul acesta, vreau să citesc mai mult, să mă documentez mai mult și atunci mintea mea trebuie să fie mereu acolo la parametri foarte, foarte buni. Să n-am probleme pe partea asta, să pot să mă concentrez foarte, foarte bine și atunci Neurovert, uite, îți stimulează funcțiile creierului, în special rata de învățare, atenția, capacitatea de reținere a informațiilor, viteza de procesare a informațiilor vizuale. Da. Îmbunătățește starea de spirit și îmbunătățește și vederea. Așadar, da. Sunt produse care ne ajută. La un moment dat, mai de mult, nu vedeam aceste suplimente alimentare care ar fi de ajutor. Dar să știți că este aproape imposibil să ne luăm nutrienții necesari, mai ales în ritmul acesta haotic pe care îl trăim și trebuie să facem atât de multe lucruri în fiecare zi. Trebuie să ne ajutăm, trebuie să ne ajutăm pe toate căile posibile, fie că vrem să facem sport sau să ne mișcăm printr-o ieșire în parc sau să facem diverse activități care să ne pună sângele în mișcare, fie că vrem să ajutăm corpul, în primul rând prin alimentație, printr-o alimentație echilibrată, bazată pe mai mult pe legume, verdețuri și fructe, fie că trebuie să dormim mai mult sau să împărțim așa task-urile încât să fim productivi, dar nu să nu ne aglomerăm și să ne trăim viața, adică nu să ne trăiască viața pe noi. Înțelegeți la ce mă refer? Și bineînțeles că avem nevoie și de suplimente alimentare. Am înțeles cât de importante sunt, nu acum ceva vreme, nu cu acestea, odată cu acestea, dar să știți că ele chiar ajută, adică te simți mult mai ok. Acum nu știu dacă e un efect din ăsta și un fel de efect din ăsta placebo. Spuneți dacă voi luați suplimente alimentare, dacă considerați că vă ajută în vreun fel, ce fel de suplimente alimentare luați, pentru ce anume, dacă apelați și la sfatul medicului când vine vorba despre aceste suplimente alimentare. Bun, mândrelor, mă bucur că am vorbit și astăzi. Mă bucur că pot aborda subiecte diferite alături de voi aici pe canal și cred că e important să avem grijă și de interiorul nostru, așa cum avem grijă de exterior. Vă pupat și ne vedem mâine la un nou vlog.